Ia vino să completez eu. Hai să-ți arăt cum să completează un proces verbal. Scrie 10.000. Știi să scrii? Da, stăte aici, vezi că ai pus un 0 mai puțin. Scrie în paranteză, cu litere, 10.000. Cu câți de ei să scrie, dragă? 10.000. Cu cât vreți dumneavoastră? Nu cu cât vreau eu, mă, boule. Scrie corect acolo. Să nu ne dea în judecat ăsta. Ăsta e scandalagiu. 10.000. Uite că se pare că totuși la inițiativa domnului Ceche Otilo, nu o să o repet niciodată suficient, sigur și accesorial, dar numai dacă domnul Ceche Otilo permite, că vremurile de astăzi sunt așa cum sunt, și pe bună dreptate sunt așa, domnii Tăricianu și Ponta pot fi trecuți și la legendă. Ei nu reprezintă mare lucru. Dar domnul Ceche Otilo, mai ales dacă îl pronunț corect, domnul Cristea, de exemplu, mă iertați, habar n-aveți să pronunțați un nume maghiară, nici domnul Tufeanu nu știe. Dar vedeți că eu știu. Dar trebuie să-mi dați din când în când și câte o bulină roșie. Măcar pentru asta, uite că totuși la limbi străine vă sunt superior. Sigur, și la altele. Dar măcar, uite, Ceche Otilo, iată ce frumos sună. Nu Attila, cum îi spuneți dumneavoastră, că am avut o colegă la Digi24, v-am povestit atunci, care a trimis un mail intern când a auzit că o colegă de-a ei a citit la știri Borbeli. Și a zis respectiva domniță, nu le pronunțăm ca pe mezeluri numele. Ne vedeți? Deci asta ca să știți de la mine, domnul Cristea, nu se spune Borbeli. E Borbei! Ok. Bun, și că-i publicitate, fraților, eram la animalele de companie, care și că nu ne pot transmite coronavirusul, dar noi le putem transmite lor. Păi așa e. Asta e drama umanității. Bun, publicitate și ne întoarcem imediat. Fraților, cum vă spuneam, Stelu a fost inginer. A făcut facultatea probabil la Brașov, facultate de-asta oarecare, o electrotehnică ceva. El era genul de om care îți repara siguranța din frigiderul Fram, dacă ți se strica. Era genul de bărbat pe care te puteai sprijini seara când coborai în pivniță să duci gogonele. A nu era genul de bărbat care să-ți recite din Rilke sau din Baudelaire. De asta a făcut electrotehnica la Brașov. Sub un cer de la Plumburiu, Anost, cum îl cunoaștem cu toții. N-are mare amintiri din epoca asta a studenției. S-a luat cu placa de vreo două pe la Poiană și niște hrube de-astea. Amintirile lui sunt niște hrube prin centrul Brașovului, pe unde după un examen de ăsta trecut cu greu, sărbătoreau. Dar sărbătoreau tot cu miros de pilitură de fier și în sunet de drujbă, că asta era generația lor. Foarte puține zâmbete feminine. Cine se ducea la politehnică sau la electrotehnică pe vremea aia? Și dacă ar fi făcut facultatea în Peru, stelică tot nevastă la 15 metri de casa lui și-ar fi găsit. Acolo l-aștepta mărioara cu ligheanul ăla de plastic plin cu leșie, că așa se numea apa aia de culoare gri, așa ca apa Dunării, după ce spălai 20 de perechi de chiloți în ea. Se făcea așa gri cumva și când o aruncai peste bulgăria de zăpadă sau peste pomii fructiferi din grădină, se făcea una cu pământul și cu noroiul. Da? Deci cam ăsta era cadru pe care vreau să-l fixăm. Mama, nu există repere sau tendințe cum că el ar fi bătut-o pe mărioara cu parul. Nu, nu era genul de bărbat bătăuș, nu era genul de bețiv, chiar dacă, sigur, la vremea respectivă, așa se practica. Taică-s-o, de exemplu, care a fost muncitor la Vitrometan, că în media, dacă nu era inginer, erai muncitor. Astea erau cele două meserii. Da. La vremea respectivă, plin orașul numai de ingineri și de maestri și respectiv de deștea care lucrau pe la fabrica de salam, pe la fabrica de pâine, pe la fabrica de pateu, pe la fabrica de oale. Da? Astea erau garniturile la care se lucra în vremea respectivă. Deci, puțin probabil să fie altoit chiar cu parul, însă cred că în momentul în care au apărut copiii, neavând niște repere solide din familie, în momentul în care degenera un pic discuția pe treburi de asta de economie internă, îi mai altoia. Bineînțeles, pentru că așa a văzut
din capul locului, la el în familie. Pe când Stelică își freca în primii ani coatele de pupitrele studenției lui, să nu uităm totuși că acasă, în familie, taică s-o îndepărta rahatul de nutrie cu furtunul prin curte. Da? Și respectiv crengile alea care cădeau din streașină, care se înmulțeau și trebuia să dai acolo cu mătura ca să fie curat când vine feciorul de la facultate. Da? El venea și se așeza, punea o porție de salam, de tobă, de ce mai mâncai de la nutria respectivă, da? Se așeza, le povestea cum e la facultate și vorbea cu glas căzut ca să n-audă toată strada. Să-l arate cu degetul că, uite, iau bani să țină feciorul la facultate. În timpul ăsta, sigur, fata noastră visa a cai vers pe pereți, că poate într-o zi o găsi și pentru ea un drăguț dintre ăsta cu o casă la țară undeva, la aer curat, așa, să nu mai trebuiască să stea în cămăruța aia de dimineață până seara. Ceea ce, sigur, până la un moment s-a și întâmplat. Să vă povestesc zilele viitoare cum se ducea Mărioara acasă. La sfârșit de săptămână însemna atunci numai ziua de duminică, pentru că sâmbătă era la muncă, era la magazin până după amiaza și dacă se grăbeau fetele, ea, Monica și cu Angelica, reușeau să mai prindă rata aia de 7 seara, care pleca de la Mediaș din autogara, era ultima, către Mojna și Dumbrăveni. Se ducea până la granița cu județul Mureș și era o zonă de aia, ca între Irak și Cuveit. Acolo, între Dumbrăveni și granița cu județul Mureș, nu mai era mult până la Sighișoara de acolo. Până acolo mergea rata. Bea, parcă traversa deșertul până în zona aia. Și se înghesuiau fetele. Dacă prindeau ultima rată și ajungeau sâmbătă pe înserat, se dădeau jos din rată cu valizele alea. Aveau niște valize de ziceai că pleacă în America de Nord. Atâtea duceau acasă pentru ziua aia de duminică. Călcau direct în baltă când coborau din autobuz, traversau după aia niște străduțe care n-au fost asfaltate nici de atunci până astăzi, dar rămite în epoca aia, și ajungeau acasă, niște prințese erau primite, vă dați seama, fetele care veneau de la oraș să povestească ce se întâmplă acolo, de parcă fuseseră la Paris, da? Ele vindeau la 2-3 drogherii din Mediaș pentru niște clienți care își numărau bănuții în fundul buzunarelor. Dar acolo, sigur că erau văzute cu un alt ochi și după ce stăteau un pic la masă, s-apucau de făcut plăcințele, de făcut prăjituri, pentru zilele care urmau, că nu se puteau întoarce cu mâna goală. Evident, nici față de noi, nici față de cei care urmau să vină, pețitorii. Da? Mai duceai și o sticluță de ceva, cum se făcea întotdeauna, da? Taților, dacă nu mai aveau tați, bunicii, rudele, unchii, cineva tot se îngrija de chestia asta, să-i pună fetei, chiar dacă ea nu punea gura pe băutură niciodată, să-i pună o sticlă de jinars de la de rachiu, da? Când vine Stelică sau un altul, să ai cu ce să-l țică, așa cu cozonacul și cu vorba, omul pleca repede și nu-i sigur că se mai întorcea. Pe când o sticlă asta de băutură, sigur, bine pusă la punct, pentru că așa acolo era concurență maximă, da, prindea bine și sigur că fetele puteau să reușească în viață în stilul ăsta. Mai răsfoim câteva ziare în Click, vedem o știre interesantă, mica Indie de la marginea Bucureștiului, că au venit niște indieni de la 6.000 de kilometri să ne facă drumuri. Eu aici îi văd jucând cărți, dar în fine. Mie să nu-i fi chemat înapoi între timp, că a zis că a început războiul la granița indo-chineză, sau să bat între ei. Miliarde sunt și de o parte și de alta, 20 de morți, primul bilanț. Uite-i pe indienii noștri. Bineveniți, evident, numai că să faci drumuri în România, mi se pare ca și cum ai vrea să plantezi ananas în deșert. Vacanțe în Europa, scrie Adevărul, restricțiile de vară, țară cu țară, vedem falși gondolieri cu niște măști false pe figură, falșilor clienți, da, cu niște prunci falși în brațe, cam asta e Veneția chicioasă pe care o vedem aici. Restricțiile nu sunt evidente pentru că fiind copiate de undeva,
Da? Și ne mai fi în corectură, ne mai există în corectură la ziarul Adevărul, nu prea înțelegi mare lucru din ele. Eu la un moment dat am citit, sunt trecute țările europene. Care sunt restricțiile în momentul de față? Este un site intitulat Reopen EU, unde acestea vor fi actualizate pe perioada verii. La România zice așa, începând cu data 15 iunie, persoanele care provin din de țările astea pe care le știm cu toții, nu trebuie să se izoleze timp de 14 zile dacă sunt asimptomatice. Între ele este și o țară care se numește doar Insula. N-am înțeles care e, nu știu nicio țară în UE cu asemenea nume. Pentru persoanele care provin din alte țări, măsurile de carantină autoizolare de 14 zile sunt menținute. După care se scrie că zborurile către următoarele țări rămân suspendate. Și acolo apar niște țări care se regăsesc în paragraful de mai sus. Vezi Germania, de exemplu, unde nu mai sunt interzise zborurile. Mon cher, da? Se poate zbura. Germania este la verde în primul paragraf și la roșu într-al doilea. Tocmai ca să nu mai înțelegi nimic. Și după aia sunt toate țările aici, mă rog, câte țări au înțeles cei de la Adevărul că sunt în UE, așa, și fiecare cu restricțiile pe care le oferă, dacă vă procurați ziarul, o să le puteți citi, sau dacă nu intrați pe site, acolo unde, evident, Adevărul din 15 iunie nu mai este cel din 15 august, da, așa că nu este o urgență să vedeți ce se întâmplă astăzi pentru următoarea perioadă. Ne revedem mâine seară, s-a confirmat știrea, FC Bayern München a 30-a oară campioană a Germaniei, 8-a oară consecutiv. Noapte bună!